Bună ziua! În primul video în care m-am prezentat, v-am spus că eu lucrez în Jafra, Italia. Jafra Cosmetics International are sediul în America, a fost înființată în anul 1956 de către Jane E. Frank Day în orașul de origini Malibu, în California. Sunt produse 100% naturale, care au la bază procedura antică indiană Ayurveda. Produsele Jafra nu sunt testate pe animale, nu se testează pe animale, sunt produse împotriva alergiilor și intoleranțelor pielii. Astăzi am să vă vorbesc despre aparatul pentru microdermoabrazione, Jafra. Până acum câțiva ani, microabraziunea se făcea de către chirurgul plastic și dura destul de mult și în același timp și prețul era ridicat. Astăzi, datorită tehnologiei moderne și datorită tehnologiei Jafra, acest lucru putem să îl facem direct în casa noastră. Aparatul pentru microdermoabrazione este acesta, în această poșetă. Este format din aparatul principal, care este acesta. Funcționează pe bază de baterii. Aici sunt bateriile. Are 3 viteze și la acest aparat se poate atașa aplicatorul numărul 1, aplicator rotund cu buret pentru față, da? În momentul în care se dă drumul, vibrează și putem să folosim, deci pentru față. După aceea, cel de-al doilea aplicator mai mare cu buret pentru corp. Atenție, acest aparat nu se folosește sub duș, deci sub apă nu se folosește, numai a seco. Pentru sub duș folosim aceste aplicatoare care se pun așa, sunt manuale și putem să folosim pentru corp sau în același timp pentru față, seco. Aparatul îl folosim împreună cu crema pentru microdermoabrazione. Această cremă este un scrub, un esfoliant care are particele colorate, observați, are un miros plăcut, floreal, pentru că, am spus mai înainte, sunt produse 100% naturale. Este pe bază, această cremă este pe bază de pulbere de bambus, care ajută la întinderea pielii, pe bază de ulei de floarea soarelui și ulei de jojoba. Cum folosim acest aparat? Îl punem pe acest aplicator cremă, puțină cremă, și începem masajul pe față. Da? Deci, așa, punem aici, luăm cremă, punem pe frunte, pe cei doi obraji, pe bărbie și pe nas. Și cu mișcări rotunde începem să masăm fața, evitând zona ochilor, pentru că începe să se roșească, este mult mai sensibilă această zonă, deci știm foarte bine. Și după 2 minute, după ce am pus această cremă, înlăturăm cu apă în abundență, după care punem tonicul și crema hidratantă de zi sau de noapte pe care o folosim de obicei. Este indicat pentru toate tipurile de piele, nu pentru piele grasă, piele uscată, pentru toate tipurile de piele, pentru orice vârstă și nu are niciun fel de restricție, pentru că crema este naturală. Eu sper că v-a plăcut. Cum se aplică această cremă și cum se face masajul, în video următor vă voi explica. Un sărut și pe curând! Ciao!